În primul rând, prin consultare cu Inspectoratul Școlar General, s-a stabilit ca preluarea elevilor mâine și miercuri să se facă până la ora 9:30, astfel încât să nu fie absențe pentru prima oră, deoarece, din cauza ninsorii din București, traficul va fi îngreunat. Cu alte cuvinte, elevii pot să vină la școală fie începând cu ora 8, dacă școala este mai aproape de casă și nu sunt dificultăți în trafic, sau pot să ajungă până la 9:30, cadrele didactice vor fi înțelegătoare și nu se vor pune absențe pentru prima parte a zilei.